Iranul a produs 6,5 kg de uraniu îmbogățit cu 60%. Este un nivel de aproape 20 de ori mai mare decât cel permis de acordul nuclear din 2015. Semnatarii acordului se întâlnesc azi la Viena pentru noi negocieri. Transportul elevilor care fac naveta pentru a ajunge la școală va fi decontat. Asta prevede o ordonanță de urgență care ar urma să fie adoptată în ședința guvernului de azi. Are început ridicarea gunoiului din sectorul 1. Clotilde Arman spune că primăria a plătit direct sortatorii de deșeuri și în 3 ore au fost depozitate 260 de tone de gunoaie. Doar 4 din 17 spitale din București, care au cerut mai multe paturi pentru tratarea pacienților non-COVID, au primit avize de funcționare temporare. China va trimite 3 astronauți către spațiu mâine dimineață. Este prima lansare a unei rachete cu oameni la bord lansate de China în ultimii 5 ani. Știi!